Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiții mei, probabil dacă aș întreba, și n-am să întreb, că nu vreau să vă pun în dificultate, nu e ușor de răspuns la această întrebare. Care dintre dumneavoastră sunteți bogați și care sunteți săraci? N-ați ști ce să răspundeți. V-ați trezi că mai că ați ridica mâna, mai că n-ați ridica-o. Unii s-ar gândea, măi, eu nu sunt bogat, că n-am decât locuința unde stau, am așa o sumă de 6 cifre în bancă, nu mă pot lăuda că sunt bogat. Altul ar spiritualiza, ar zice, o, am copii frumoși, familie frumoasă, cum să nu fiu, asta e o bogăție, ar ridica mâine. Unii ar spiritualiza la nivelul vieții de credință. Și e foarte greu să spui dacă ești bogat sau ești sărat. Eu aș vrea să încep prin a vă spune că toți care suntem aici, suntem putrezi de bogați. Nu bogați, putrezi de bogați. Pentru că 98% din populația acestei lumi e nu cu mult, mult de tot mai săracă decât noi. Dacă de câte ori ți-e foame, ai ce băga în gură. Dacă de câte ori ți-e foame, ai ce băga în gură. Ești mai bogat decât 98% din populația planetei. Dacă îți pui întrebarea cu ce să mă îmbrac azi, n-ai decât 2 cămăși, da, ai 2. Și nu știi să alegi între aia albă și aia albastră. 2 dacă ai. Și îți pui întrebarea dimineață, cu ce să mă îmbrac astăzi, ești mai bogat decât 98% din populația planetei. Dragii mei, în dimineața aceasta, subiectul nu abordează ceea ce înțelegem noi când vorbim în fiecare zi despre bogăție și sărăcie. Fiecare dintre noi suntem săraci lipiți pământului comparat cu alții și fiecare dintre noi suntem putrezi de bogați comparat cu alții. Bogăția, de fapt, nu este o stare, este o aspirație. Sărăcia nu are în sine un confort. Vă aduc aminte ce spunea înțeleptul
pendulând între aceste două stări și spunând, Doamne, nu-mi dă prea multă bogăție să nu uit de Tine. Doamne, nu mă face prea sărac ca să n-ajung să fur. Bogăția, sărăcia și toate stările dintre ele cuprind în sine mari, mari binecuvântări, dar și pericole spirituale. Și în această dimineață, vorbind despre acest om căruia i-a rodit țarina, vă garantez că și cei care sunt sau vor să fie bogați, după părerea lor sau altora, și cei care sunt și nu vor să fie săraci, după părerea lor sau altora, toți avem de învățat din cuvântul acesta. De fapt, aici este vorba despre un om bogat care a devenit și mai bogat. Biblia spune că țarina unui om deja bogat rodise mult, a fost un an foarte prosper. Ei, noi nu mai suntem în agricultură, dar lucrul acesta poate fi transformat în tot felul de afaceri, de întreprinderi pe care noi le avem în viața de fiecare zi și uneori țarina ta rodește foarte mult, aproape ca de nicăieri. Te miri și tu. Când surioara Giulia a cântat cântarea dimineață la începutul serviciului imediat pe ora de rugăciune, spunea, atunci când ogorul e copt, atunci când vezi prosperitatea aceasta, să știi că a răsărit un soare cald peste ea, să știi că s-au creat condițiile, s-a creat mediul potrivit pentru această prosperitate. Și omul acesta, să știți un lucru, fraților, nu numai sărăcia produce îngrijorări, omul sărac stă noaptea în așternuș, se gândește ce voi mânca mâine. Ce fac mâine cu copiii mei? Ce le dau să mănânce? Ce le pun pe masă? Vreau să... Am zis că spun de seară, dar o să spun acum dimineață. Ascultați aici. O familie din satul Cristinești, județul Botoșan, 7 copii, între 11 și 21 de ani. Rodica, sora lor mai mare, are grijă de ei. Tatăl lor a murit 3 ani în urmă. Mama a murit acum 2 săptămâni. Familia, o familie din Bistreț, județul Dorj. Bunica are grijă de 4 copii orfani. Mama a murit în accident în Spania. O familie din Sacoșul Turcesc, județul Timiș. 5 copii, sora cea mai mare are grijă de frații ei. Familii cu 12 copii, mama are cancer. 6 copii, soțul nu este la credință, 3 dintre copii sunt handicapați. O familie din Becicherencu, județul Timiș, soțul nu este la credință, are cancer la plămâni. Au 4 copii, le plouă în cas. O familie din localitatea Negoi, județul Dorj, fratele este paralizat de 8 ani. Și caz după caz. Cum credeți că dorm oamenii ăștia noaptea? Cu ce gânduri credeți că se duc la culcare? Care este lucrul care îi ține treji la miezul nopții? Oamenii săraci se frământă cu grija zilei de mâine. Dar și oamenii înstăriți au frământările lor, să nu credeți că ei au nopți liniștite. La omul ăsta îi venea o recoltă atât de bogată că nu știa unde să o pună.
hambarele lui, magaziile lui erau neîncăpătoare. Întrebarea se pune, cu cine poți să vorbești noaptea? Ziua mai vorbești cu unul și cu altul. Mai spui ca fratele ăla pe care nu l-a luat nimeni de la biserică și avea trenul abia a doua zi dimineață și s-a dus și el unde a văzut că a intrat o familie de pocăiști și spune, când deschide sora, soră, nu te supăra, n-ai un pahar de apă, că de foame nu știu unde-i dormi la noapte. Sau spui, măi, nu știu ce să mă fac, că nu mai am unde să le pun. Sunt multe, sunt mari. E abundență. Dragii mei, omul acesta vorbește cu el însuși. Cum ni se întâmplă de multe ori și nouă. Și vă rog să observați în conversația pe care omul acesta o are cu el însuși. În gândurile lui de noapte, el trăiește momentul succesului de plin. Nu vorbește de o extindere. Putea să spună, mai fac o magazie. O prelungesc pe asta puțin mai încolo. Fac din două una. Le renovez puțin, nu. Lucrurile erau atât de capitale, extinderea, succesul lui era atât de desăvârșit, încât omul acesta a spus, mă lipsesc de vechiturile acestea. Voi strica și voi zidi. Stric tot ceea ce este vechi. Stric hambarele neîncăpătoare. Las pământul gol și clădesc altele mai mari. Vreau să vă spun că judecata acestui om, omenește vorbind, și Dumnezeu nu neapărat e dușmanul logicii noastre, că Dumnezeu ne-a înzestrat cu logică. Omul ăsta e un om inteligent, extrem de inteligent. Că dumneavoastră care mai sunteți implicați în lucruri de genul ăsta, știți că uneori e mai scump să remodelezi, să prelungești, să ridici, să lărgești, decât să dai jos și să faci din nou. Apar tehnologii noi, apar materiale noi. E mult mai bine, mult mai confortabil, mult mai bine să faci nou. Omul acesta are multă minte în cap. E deștept, e inteligent. Și hotărăște nu să se extindă, ci să înnoiască totul. Pentru ce? Pentru toate roadele și toate bunătățile, spune el. Toate să încapă acolo. Omul acesta este un om care nu suportă conceptul de pierdere. Știți, era o vorbă că unii oameni se apleacă după un cent. Și multă vreme m-am luptat cu gândul ăsta. Măi, se merită să te apleci după un cent când îți scapă din buzunar? Ți se merită efortul? Hai să vorbim tot din punctul de vedere al rațiunii și al logicii umane. Că dacă nu ești în stare să, doar să te apleci ca să iei un cent care ți-a căzut din buzunar de jos, n-ai să ai grijă nici de mia de dolari din bancă. De obicei, oamenii cărora nu le pasă de un cent, nu le pasă nici de dolar. Nu-i nimic păcătos, rău sau de disprețuit să te apleci după un lucru. Omul ăsta când și-a făcut socotelile, și-a făcut socotelile în felul ăsta. Nu vreau să pierd nimic. Nu mă lipsesc de nimic. Tot să încape, până la ultimul știulete sau știu eu ce culturi avea el pe câmpul lui. Toate să încapă. Foarte bine, nu era un om risipitor. Era un om chibzuit, nu era un om risipitor și mai mult spune,
toate roadele și toate bunătățile mele. Erau ale lui, avea drept asupra lor. Muncise pentru ele. Căpătase drept de proprietate. Acum nu știu, o fi moștenit averea, și-o fi construit-o el afacerea, nu știu. Dar este foarte clar că omul acesta era un om responsabil, un om cu rațiune, un om inteligent, un om chibzuit, un om strângător. Nimic rău cu lucrurile acestea. Ei, acum apare problema pentru că el continuă să vorbească și zice, voi zice sufletului meu. Acum a zis deja, știu ce voi face, voi strica cei vechi, voi zidi altele noi, ca să-mi încapă toate roadele și toate bunătățile mele. Dar acum zice, când voi face toate lucrurile acestea, voi zice sufletului meu, ai, ai. El se concentrează asupra a ceea ce are. Fac o paranteză și rețineți cu mare atenție lucrul acesta. Un om, probabil, nu știu, tânăr sau trecut de prima tinerețe, a venit la Domnul Iisus Hristos și a spus, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune, cum spunea fratele Doru mai devreme, păi, citește în lege, ce spune legea, împlinește, Doamne, toate lucrurile astea le-am păzit cu scumpătate din tinerețea mea. Acum, nu mai era chiar tânăr, dar e numit tânărul bogat că zice el din tinerețea mea și de acolo probabil i s-a tras titlul. Știi ce îi spune Domnul? Îți mai lipsește un lucru. Noi punem întotdeauna accentul pe ceea ce avem. Domnul pune accentul pe ceea ce ne lipsește. Pentru că spunea apostolul Petru că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Și acum, ascultați cum pune problema Petru în dorința Domnului care l-a inspirat să scrie acele cuvinte, pentru ca să avem parte împreună cu el. Și ascultați, încep de la versetul 3 din 2 Petru, capitolul 1. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slavă și slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele, toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. Scumpii mei, Domnul vrea să avem un inventar complet a lucrurilor pe care vrea să le avem. Omul acesta spune, ai, pune accentul pe posesiune. Apoi, multe bunătăți pentru mulți ani. Ce înseamnă asta? Când cineva spune, am multe bunătăți pentru mulți ani, omul acela are sentimentul că este asigurat. Una din cele mai mari probleme pe care noi le avem în lumea aceasta este lipsa de siguranță. Vă rog să vă uitați în lumea aceasta și veți vedea că oameni cu capacitate, luminați, inteligenți, companii mari, unde se vorbește de ordinul miliardelor, au colapsat
au fost îngenunchiate de criza economică. Dragii mei, sunt momente în care nici aurul, nici argintul n-au nicio valoare. Că nu-s de mâncare. Ia să vină o foamete, să nu se facă nimic pe câmpurile astea. Că spuneau în România unii, în vremea comunismului, umblam cu buzunarele de bani și n-aveam ce lua. Acum îs de toate și n-avem cu ce. Sunt momente și momente. Omul acesta pare că are o siguranță a zilei de mâine. Și toți alergăm după siguranță, siguranța locului de muncă, siguranța afacerilor noastre, siguranța sănătății noastre, avem asigurări de sănătate, de viață. Te miri de ce? Dorim să fim în siguranță, să nu se întâmple nimic. Noi atașăm expresiei, dar să nu se întâmple nimic, Doamne ferește dacă s-ar întâmpla ceva. Nu? Dar vrem să fim pregătiți pentru acele momente. Nimic rău cu lucrul acesta. E, aici începe marea problemă. Pentru că el vorbește aici, vă reamintesc, cu cine? Cu sufletul lui. Și îi spune, odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Omul acesta are posesiuni, este asigurat și tot ce crede că îi mai lipsește este desfătarea sufletului. Să se odihnească, să bea, să mănânce și să se înveselească. Dragii mei, în momentul acela, omul acesta se confruntă cu cea mai mare jignire care i s-a adus vreodată. Și eu aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu batjocorește oameni, nu-i insultă. Cuvântul acesta, nebunule, n-are nimic de a face cu insulta care și-o adresează oamenii unii altora atunci când își spun nebunule, prostule și așa mai departe. Nici de cum, n-are de a face cu asta. Este vorba de modul lui de gândire care începe foarte rațional, foarte calculat, ca un om chibzuit, ca un om strângător, ca un om cu minte, își judecă toate lucrurile, le analizează și dintr-o dată derapează și spune, suflete, suflete, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Omul acesta face trei mari confuzii și aici ne legăm de tema noastră, hrana omului duhovnicesc. Ce mănâncă, cu ce se hrănește omul duhovnicesc? Trei mari confuzii. Prima mare confuzie este între suflet și trup. Acum iar fac o paranteză. Știți că noi suntem creați după asemănarea lui Dumnezeu. Chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Trinitate și noi suntem o Trinitate. Trup, suflet și Duh. Este foarte greu de despărțit aceste trei. V-am mai spus odată, când te duci dimineața în oglindă și stai de vorbă cu tine și spui, măi, ce-i cu ridul ăsta acolo? Sau, totuși arăți bine. Nu? Când vorbești cu tine, nu știi că ești trei. Te uiți în oglindă, vezi trei persoane? Doamne ferește, vezi unul singur. Dar de fapt ești trei. Ești trup, ești suflet și duh. Dumnezeu a produs o unitate bine cimentată, perfectă, etanșată între acestea trei și ca să înțelegem principiul acesta de neînțeles al Trinității Divine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și totuși sunt unul singur, un singur Dumnezeu. Cum ești tu unul singur și de fapt ești trei, așa este Dumnezeu unul singur și de fapt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar omul acesta le confundă. Dragul meu,
Când îți faci igiena corporală, îți îngrijești trupul, spunea apostolul Pavel în Efeseni, că nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl îngrijește cu drag foarte bine. Îți îngrijești trupul și îl speli, și îl curățești, și îl parfumezi, ca să fii decent, ca să poată sta oamenii pe lângă tine foarte bine. Dar apa din baia ta nu poate curăți sufletul. Și noi știm că și sufletul se murdărește cu gânduri rele, cu fapte rele. Sufletul se poate murdări. Sufletului nu-i poți face baie în cadă. Nu, nici în shower. Acolo speli doar trupul. Sufletul îl speli în sângele Domnului Iisus Hristos, în rugăciunea de mărturisire. Și când vii aici, vii și spui, Doamne, spală-mi sufletul, pentru că așa după cum te interesează de trup, te doare și de sufletul tău, te îngrijești și de sufletul tău. Dimineață când ai stat la masă și ai mâncat micul dejun, sau hai să zicem că poate mulți astăzi nu, dar ieri, alalte și în fiecare zi, mănâncă trupul tău fără hrana și băutura aceea, nu poți supraviețui. Mori! Dar hrana aceea nu-ți hrănește sufletul. Sufletul nicio fărâmitură noia să zică, și asta e pentru mine. Când vii însă la casa lui Dumnezeu și asculți cuvântul, când în odăița ta îl citești și îl studiezi, atunci dai de mâncare sufletului. Omul acesta confundă sufletul cu trupul și el crede că dacă își hrănește trupul, dacă îl înveselește, dacă îl distrează, sufletul lui va fi hrănit și distrat. Nu, frați și surori. Nu, frați și surori. A doua mare confuzie, pe care deja am atins-o, este între distracție și fericire. Foarte mulți tineri caută fericirea. Acum, de la o anumită vârstă, dumneavoastră știți, care sunteți mai prin jurul meu. E o mare fericire atunci când vine o zi și nu te împunge niciun junghi. Când nu ți se scrântesc picioarele, când poți să dormi liniștit, fără să te trezești de 3-4 ori pe noapte, se schimbă jaloanele fericirii. Dragii mei, la tinerețe, da, se pare că și la bătrânețe, dar avem nevoie asta de distracție, de să ne simțim bine, să ne petrecem timpul în mod bun. Și nu e rău, de exemplu, să fii cu familia, cu prieteni, în mod decent, în mod frumos, ai un timp plăcut. Eu nu văd nimic rău în lucrul ăsta. Să vă întâlniți în părtășie de familie, în părtășie frățească, dar deloc nu e rău lucrul ăsta. Însă, tinerii mai ales confundă distracția cu fericirea și aleargă câțiva ani buni și de multe ori pe unde nu trebuie și cu cine nu trebuie, în căutarea fericirii. Și se trezesc că și-au distrus sănătatea, se trezesc că au distrus relația lor cu Dumnezeu, și și-au distrus reputația. Nici o problemă, Domnul vă primește, vă iartă, luați-o de la capăt, dar, dragii mei, de ce să dai cu capul în toate bârnele și să te alegi cu atâtea vânătăi și cucuie, ca să-ți dai seama că între distracție și fericire nu este nicio legătură,
că fericirea omului duhovnicesc și adevărata fericire a oricărui om este să-L cunoască pe Dumnezeu, este să aibă siguranța mântuirii. Spunea omului Dumnezeu că o zi în curțile tale valorează, face mai mult decât 1000 în altă parte. Desfătarea omului care l-a găsit pe Dumnezeu nu poate fi egalată de distracția lumii. Se duc oamenii să se distreze. Distracție a doua zi în șanț când îl doare capul și nu vede bine în fața ochilor. Se duc și se droghează să se distreze. Distracție când ți se prăjesc neuronii. Se prăjește creierul. Și nu mai ai ținere de minte și nu te mai duce capul să știi cât e 2 plus 2. Se duc să se distreze. Distracție este atunci când ți se desensibilizează sufletul și nu mai poți să fii loial și credincios în viața de căsnicie ca să te bucuri de cea mai mare fericire pământească pe care a dat-o Domnul omului în lumea aceasta. Căsuța lui cu familia lui, cu copilașii lui. Nu există o împlinire mai mare în lumea asta. Asta, spunea înțeleptul Solomon, este fericirea omului pe pământ. Confuzie mare între suflet și duh, între distracție și fericire și apoi între hotărâre și destin. El crede că hotărârile lui sunt destin. Așa va fi că a zis el. Ce confuzie! A spus, știu ce voi face! Și și-a făcut un plan, nu știu cât i-ar fi luată, să distrugă toate hambarele care le avea și să facă altele în locul lor. Știu eu, o lună, două, nouă, Dumnezeu știe. Dar omul și-a făcut plan pe termen lung. Mai ales când a zis, ai pentru multă vreme, mănâncă, bea, veselește-te, odihnește-te, suflete, pentru că ai multe bunătăți pentru mulți ani. Omul și-a făcut planuri pe termen lung. Și Dumnezeu vine din cer cu o sentință îngrozitoare. În noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Dragii mei, noi facem multe planuri. Și vă aduc aminte ceea ce spunea omului Dumnezeu, Iacov. Și îndemnul acesta este și pentru mine și pentru tine, care dimineața ne trezim din așternut și avem o agendă. Avem o agendă așa ca asta. Așa. Și scriem fiecare zi ce urmează să facem. La oră, la minut, la punct, cu cine, când, cum. Spune în versetul 13 din Iacov 4, ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră, nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, nu să nu vă duceți, duceți-vă. Nu să nu faceți negustorie, faceți. Nu să nu câștigați, câștigați. Dar ascultați ce trebuie să ziceți. Omul acesta a avut probleme cu ceea ce a zis. Odihnește-te, suflete, așa a zis. Și așa a zis că va zice. Mănâncă, bea și veselește-te. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Dragii mei, hotărârile noastre trebuie întotdeauna să aibă o clauză, dacă va voi Domnul, dacă ne va da Domnul sănătate și viață. Pentru că planurile noastre pot fi făcute pe termen lung pentru mulți ani și nu știm dacă apucăm ziua
de mâine. Și acum, haideți să ne uităm puțin la gândirea acestui om. Și să vedem trei lucruri care lipsesc din gândirea lui. Știți că uneori îți dai seama de ceea ce gândește un om din ceea ce gândește, dar îți dai seama de ceea ce gândește și din ceea ce nu gândește. Știți, cuvântul Domnului spunea, gândiți-vă la lucrurile de sus. Prioritățile noastre sunt de multe ori lipite de lucrurile de jos și Domnul vrea să ne dezlipească gândirea de lucrurile de jos, pentru că de multe ori uităm să ne gândim la lucrurile de sus și asta face diferența între a fi un om firesc sau un om duhovnicesc. Nu a nu te îngriji de lucrurile de zi cu zi, ba da, dar în mintea ta să nu dispară niciodată, să nu lipsească niciodată gândul de Scripturi, gândul de rugăciune, gândul de biserică, gândul de Dumnezeu. În gândirea acestui om nu există Dumnezeu. În primul rând, nu există Dumnezeu. În niciun loc m-am uitat și am citit de 10 ori. Uite, mai citesc o dată textul. Spuneți-mi și mie unde este Dumnezeu în gândirea acestui om. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Dumnezeu există, dar nu în gândirea lui. Lipsește cu desăvârșire din gândurile acestui om. Dragii mei, dimineața, când ne luăm micul dejun, când ne sculăm din pat, când ne luăm micul dejun, ar trebui să ne gândim la Dumnezeu. Dumnezeu înainte de toate. Când mergem cu mașina, să nu uităm să ne gândim la Dumnezeu. Nu suntem noi atât de buni șoferi pe câte accidente ni se pot întâmpla în fiecare zi. Când ne luăm masa de prânz, să ne aducem aminte de Dumnezeu. Când plecăm și când venim, oriunde suntem, și chiar în miezul nopții, când ne trezim și nu ne ia somnul, de gândurile sărăciei sau bogăției noastre, să nu uităm de Dumnezeu. Cel mai bun sfetnic noaptea e Dumnezeu. Când n-ai somn, dacă tu nu poți să dormi, adu-ți aminte de Domnul. Citește cuvântul Domnului, roagă-te Domnului. Ai să vezi că parcă ți se odihnește și sufletul și trupul. Omul acesta, în mintea lui, în gândurile lui, nu există Dumnezeu. În al doilea rând, în gândirea acestui om nu există aproapele. Mai citesc o dată ce zice el. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată ce voi face, îmi voi striga grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi, zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. El și nimeni altcineva. Pe planeta asta nu locuiește decât un singur om, el. Biblia vorbește despre un alt om la poarta căruia zăcea un sărac amărât. Sărac flămând că voia fărâmituri,
bolnav că îi lingeau câinii bubele și pe moarte ca și murit. Văzut de multe ori în trecerile acelui om, nu s-a putut bucura de fărâmiturile care cădeau la masa lui. Dragii mei, în gândirea acestui om nu există aproapele. Putea să spună, știi ce, Doamne, eu și așa deja sunt bogat și deja toate bunurile care le voi pune în hambarele pe care deja le am sunt suficiente până la următoarea cultură și următoarea cultură în mâinile tale, că tu dai ploaie, tu dai căldură, tu dai soare, tu dai tot. Va fi binecuvântare și anul viitor. Tot ce-i pe deasupra, ia să mă îngrijesc eu de oamenii ăștia nenorociți și amărâți pe care îi văd în fiecare zi către prin fața curții mele. Nu. N-a existat acest lucru în mintea lui. În miezul nopții, în afară de el însuși, putea vorbi cu Dumnezeu. În planurile sale de viitor, putea să-l includă pe aproapele. Dar în gândirea acestui om, de fapt, nu există nimeni. Nici măcar nu arunc o vorbă așa de familie, eu și casa mea. Știți că omul lui Dumnezeu, Iosua, a spus că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Ama, știu eu, putea el să-i oblige pe toți să slujească Domnului dacă n-ar fi vrut, dar el a vorbit în dreptul casei lui. Omul acesta uită și de casa lui, uită de copiii lui, nu știu, avea, n-avea, ce avea, ce n-avea, dar nu există nimeni. Însă tragedia e, nici chiar el însuși nu există în gândurile lui. Și mă refer acum la sufletul lui. Degeaba zice, voi zice sufletul lui meu, suflete, el nu vorbește acolo de suflet, el n-are habar de suflet, el confundă sufletul cu trupul, omul acesta parcă n-are suflet. El vorbește de pretențiile, de patimile și de poftele acestui trup. Pe astea vrea să le satisfacă. N-are nimic de a face conversația lui cu el însuși. Cu nevoile sale spirituale, în satisfacerea propriilor dorințe, că Dumnezeu știe, zice Biblia, că aveți trebuință de ele, să mâncați, să vă îmbrăcați, normal. Dar el putea include nevoile sale spirituale, să dea ceva și pentru suflet. Darul pe care îl făcea aproape lui, îl strângea pentru sufletul lui. Sufletul lui era o comoară veșnică pentru sufletul lui. Rugăciunea pe care o putea înălța, cuvântul la care putea cugeta, erau hrană spirituală pentru un om duhovnicesc. Omul acesta a dovedit că era firesc. Dragii mei, am mai spus lucrul acesta, dar îl mai spun o dată. Și motivul pentru care îl mai spun odată este că vreau să-l așez în acest context. Și acum mă refer la fiecare dintre noi. Dumnezeu ne-a binecuvântat în țara aceasta într-un mod extraordinar. Avem mai mult decât hrana de fiecare zi și îmbrăcăminte pe alese. Dacă vrem, putem avea și un pic de timp, și un pic de vacanță, și un pic de concedii, și un pic de timp liber, și un pic de relaxare, și un pic de distracție. Și toate acestea se cumpără cu bani. În urmă cu 150-200 de ani, oamenii care munceau în fabricile de aici, din țara aceasta și din Europa și de pretutindeni, lucrau și 7 zile pe săptămână. În biserica primară mulți erau robi. Și cuvântul Domnului spune, nu mulți dintre voi sunt de neam ales, majoritatea credincioșilor din biserica primară erau robi, care munceau de dimineața până noaptea, sclavi în casele stăpânilor lor. Și nu le mai rămânea timp decât să se meargă când apucau și ei să ajungă, uneori flămânzi, că de-aia certa pe corinteni, că aia care ajungeau mai devreme, care aveau mai mult timp liber și care erau mai stăpâni și mai afluenți, veneau și mâncau fără ceilalți. Și ei mâncau bine și ceilalți săraci o coajă uscată de pâine, că erau robi, sclavi. Și cuvântul lui Dumnezeu impune o redresare acestei diferențe teribile de clasă care s-a creat în biserica primară. Dar ascultați,
În 1 Timotei, capitolul 6, Dumnezeu ne vorbește nouă tuturor cu privire la bunurile pe care noi le avem, cât de multe sau de puține ni s-ar părea. Și în primul rând, fraților, bucurați-vă de bunurile pe care Dumnezeu vi le-a dat și de binecuvântările pe care vi le-a dat. Ascultați ce spune în versetul 17, în ultima parte a versetului 17 din 1 Timotei, spune: în Dumnezeu să ne punem încrederea, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Da, fraților, nu cred, dar deloc nu cred că este păcat să te bucuri de mașina pe care o conduci, de casa în care locuiești, de mâncarea pe care o ai pe masă. Nu consider că este păcat lucrul acesta. De haina pe care ți-ai aranjat-o și ai pus-o pe tine, nu cred că este păcat lucrul acesta. Sunt oameni care nu știu să se bucure de lucrurile pe care le au. Mi-a povestit cineva odată că a mers la un multimilionar, miliardar, nu mai știa nici el ce este, și era îmbrăcat cu niște haine ponosite și soioase, cu niște pantofi crăpați și învechiți. Locuia într-o casă foarte simplă. Nu, smerenie nu înseamnă în mod deliberat să-ți cumperi rogojină, să stai pe ea. Nu. Bucură-te de lucrurile pe care le ai, pentru că Dumnezeu ni le-a dat, spune Pavel, să ne bucurăm de ele, lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Dar atenție! Bucură-te de ele, dar nu singur! Nu singur! Versetul 18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. 1. Să ne bucurăm de bunurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. 2. Să nu ne bucurăm singuri. Și 3. Să nu ne bucurăm de astea de aici mai mult decât cele de dincolo. Să nu ne bucurăm de cele de jos mai mult decât de cele de sus. Și ascultați ce spune aici în versetul 19. Așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce, atenție, adevărata viață. Așa că, scump, frați, să nu-i judecăm pe alții. Ia uite ce haină are, ia uite ce mașină are, ia uite ce casă are, ia uite ce... Nu. Nu. Fiecare are suficient timp în dreptul lui. Trebuie să te uiți la tine. Și în primul rând, întreabă-te. Te bucuri de lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu? Bucură-te. Bucură-te. Aranjează-le frumos. Uită-te la ele și spune: slavă ție, Doamne, că Tu mi le-ai dat. Mi-ai dat sănătate, mi-ai dat putere. M-ai ajutat să ajung în țara asta binecuvântată. Când îți pui mâncarea pe masă, uite-te la ea așa aranjată, cum știu gospodinele să le aranjeze, să arate frumos și apetisant. Uită-te și spune: Doamne, ce nevrednic, și uite cum mă binecuvintezi. Uite, stau eu și mănânc astăzi. Foarte bine. Dar, dragii mei, în timp ce facem lucrul ăsta, în gândirea noastră, mai întâi să apară Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc! Doamne, nu sunt vrednic să-ți mulțumesc! Doamne, mărit să fie numele Tău! Prima dată nu uita să-i dai toată slava, toată cinstea și toată onoarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, nu scoate din gândirea ta pe aproapele. Și ori de câte ori poți să faci o binefacere, nu întoarce spatele celui ce are nevoie de ea, spune omului Dumnezeu. Și în al treilea rând, nu te bucura mai mult de mașina cu care ai venit la biserică, cât te bucuri de părtășia bisericii.
Nu te bucura de casa pe care o ai mai mult decât podeaua unde ți așezi genunchii să-L slăvești pe Dumnezeu. Nu te bucura de lucrurile din lumea aceasta mai mult decât de cartea aceasta sfântă și binecuvântată, adevărata hrană a sufletului tău. Nu te bucura mai mult de hrana aceasta pământească, care satisface trupul pentru o vreme și pe urmă ai nevoie de alta, cât de această hrană veșnică care îți satisface sufletul. Nu uita de sufletul tău, nu uita de aproapele tău, nu uita de Dumnezeul tău. Prezenți tot timpul în gândirea ta Dumnezeu, aproapele și sufletul. Dumnezeu, aproapele și sufletul. Și iarăși dimineața la prânz și seara și în miezul nopții, Dumnezeu, aproapele și sufletul. Și ce frumos că omul ăsta tot vorbea de-a lui, ale mele, al meu. Da, Dumnezeul tău, aproapele tău și sufletul tău. Mai prețios decât orice, pentru că cu Dumnezeul tău, cu faptele făcute pentru aproapele tău și cu sufletul tău, te vei întâlni și vei petrece eternitatea în Rai. Ne ridicăm în picioare.